Bună ziua, dragilor! O nouă zi, o nouă plimbare! Salutare tuturor! Și astăzi mergem într-o aventură. Într-o nouă aventură, nu? Astăzi e duminică aici, tot în Spania. Ne-am trezit puțin mai târziu. Am avut nevoie de un mic repaus. Am dormit câteva ore în plus, pentru că după 3 zile de deplasări, de plimbări și de vizite, am cam obosit, așa că am avut nevoie să ne încărcăm un pic mai mult bateriile. Astăzi vom vizita plajele din Altea. Ne-au fost recomandate de către un român pe care l-am întâlnit ieri în... Calpe, cum s-ar zice? Calpe, așa, aveam un lapsus. Așa că astăzi vom merge acolo. Tot poți povesti. Da. Aici ceva... Magic Aqualand, Robin Hood, Aqualand, nu știu ce. Aqualand, par de distracție. Ce este? Venim într-o zi. Aqualand. Și când venim aici, putem veni joi, după ce facem check-out-ul aici. Nu prea. Și am zis că o să stăm în Alicante mai mult. Ah, nu, chiar, corect. Da. Să vine, miercuri. Da. Nu știu dacă avem timp și de aquaparcuri acum. Așa că e aquapark, dar las că ne uităm acasă pe YouTube să vedem. Da, e reținut denumirea? Da, Robin Hood. Magic Robin Hood. Magic Robin Hood. Ia, l-ar-bir. Mare și pe l-ar-bir. Da, nu știu, și aici am auzit că sunt ceva plajă, dar... Nu mi-a plăcut ce am văzut până de așa, sincer, ca să merite. Nu ți-a plăcut. Prea micus și prea, măcar să vedem. De data asta ne deplasăm pe un drum din ăsta... Secundar. Secundar, nu știu ce, județean, ce-o fi. Localitatea asta e aproape de Benidorm, așa că GPS-ul ne-a adus pe aici, nu mai mergem pe autostrăzi cum am mers zilele trecute. Da, păi sunt toale drumurile și astea. Sunt ceva localități mai mici, mai puțin aglomerate, cu toate că e weekend. Liniște și pace. Liniște și pace, traficul e liniștit, e... Da. Suntem în Albir acum? Da, da, da. Că era un indicator cu Albir Garden. Da, da, nu merge la plajă. Uh-huh. Nu, cred că și ăsta e tot un sat, un comună, nu știu exact cum se numesc la ei. Sat de vacanță. Sat de vacanță. Ei, nu. No. Despre el n-am citit, dar văd că sunt și hoteluri. Și... magazine foarte mari. Campinguri de rulote mai mult. Supermercadul Mendoza. Uite așa, la filtru cum faci. Ce asta face, domnul? Stă la pupă și mijloc pătracere. Ia-l-ai. Serios? Bună treabă. Uite, plaja de la Albir în față. Aha. Bun. Da, și aici sunt terase, magazine. Dar se vede că e o localitate mai... micuța. Micuță, liniștită. Mm-hmm. Oricum, cred că toată Costa Blanca, practic, e plină de localități, sate de vacanță, totul e destul de turistic, având în vedere că au toate ieșire la Marea Mediterană și plajă. Da. Toate sunt, până la urmă, bune de vizitat. Acum depinde și ce preferă fiecare. Nu, Mario? Da. Aia zic. Pe ăla scrie Transilvania, restaurantul ăla. Pe care? Romanian, uite pe ăsta. A, uite, da. Transilvania, restaurant. Avem aici, să vedem. Romanian and International. Indo-Papa. Restaurante. Mhm. Bun. Păi mai sunt în Spania, am văzut. De multe ori sunt restaurante... cu specific românesc, deschise de către români de-ai noștri, afaceri locale. Prima am crezut că e ceva coincidență, așa să se mai numește ceva de la Transilvania, dar numai după aia când m-am uitat mai mult, am văzut că scrie în română. Da. Păi, nu ai avut un spirit de observație bun. Așa, uite, Hotel Albir Playa, e chiar în față. Deci noi practic trecem acum prin Albir și cred că, nu știu, următoarea localitate e Altea. Da. Așa. De asta n-am mai mers pe autostradă.
Oricum, total 14 minute, aveam 15 minute, cred că, de la plecare pe GPS. Sunt aproape toate. Distanțele sunt mici aici, până la localitățile astea mici, de lângă Benidorm. Dreapta spre Altea, 6 minute mai avem. Iar mama mea pe șapte țânțară, pe obraz. Eu mă întoiesc, mami, că sunt țar, că nu văd niciun țânțar, că nu, nu ne pișcă. Dacă am simțit cum o pișcă. Da, am înțeles. Acolo era Aldi, McDonald's, Aldi, Burger King aici în față. E mare. Da, tot felul de restaurante la șosea. Ești bine, Mario? Da. Hai că mai avem 6 minute, v-am zis. 3 km. Circa 3 km, da? Înseamnă că e foarte aproape tot în față. 6 minute. Ne îndreptăm... Uite, stânca aia mare acolo, spate ai calpele. Ne îndreptăm spre... Nu înțeleg de ce arată... Plajă, direct. Verde și arată 5 minute și arată timp... Adică timpul e dublu decât... Că aici limita de viteză, Darius, este 40 la oră, uite, și am fost pe foarte multe porțiuni cu 20 la oră, cu 30 la oră. Fiind localități și zone turistice, limitările sunt la modul ăsta foarte scăzute. Și spre surprinderea mea și respectă oamenii limitele de viteză. Da, se circulă foarte încet și civilizat. La noi în România... Limitele 60-70. Depinde, mă, tati, că acum... Ți-am zis, aici nu sunt localități mari și zona turistică, nu... Zone, de exemplu, autocombinate cu pietonale, tot exact. Felul de astea, unde... Sunt foarte multe zone care circulă în mod normal, vezi că nu tot timpul, dar în mod normal circulă mulți turiști și pe jos. Și sunt mulți străini aici care au mașini așa ca noi închiriate, care nu cunosc drumurile și se uită și admiră. Exact, lumea în general nu se grăbește nicăieri, stă și admiră. Se vede, stânga, dreapta, nu ești pe viteză. Merge încet, toți merg încet, să uită, toți să mire. Da, că de asta vii să vizitezi, că dacă vrei să fii pe viteză, te duci pe autostradă și acolo faci viteză. Scopul e aici să te relaxezi, să nu fie... Da, că și amenzile sunt foarte mari și nu... Ar vrea nimeni să riște să primească niște amenzi, ar vrea... Da, poliția a văzut că circulă destul de des, cam peste tot pe unde am fost, ne-am întâlnit cu mașini de poliție pe traseu, chiar la un moment dat aveam în spatele nostru... Aia, seara, ne-am condus până la ieșire din Calpe, Calpe, și o dubiță și o mașină mică, până la ieșire din Calpe am tot avut. Sunt, în general, și pe promenade, ați văzut că sunt polițiști mulți pe tot felul de mijloace din astea de transport, ATV-uri, trotinete, motociclete, ați văzut, nu? Da. Pe stradă, mașini, dubițe, deci... Da. Uite, verde tot, dar se circulă în ce să merge? De asta se circulă în siguranță. Lăsăm încet și de asta de la 6 minute s-au făcut abia 4. Da, păi știi de ce? Pentru că aici în față imediat după sensul ăsta practic e ăsta, Altea. Și da. Să intre în oraș, să intre. Pentru că nu se lege un bine pentru că... Și care e faza? Dar noi nu mergem în dreapta. Nu. Această felul de din alea, de palatul nu știu care, nu știu ce catedrale, biserici, ăștia sunt indicatori de vizitare. Da, diverse obiective turistice, da. Da. Lumea se împarte în toate părțile, fiecare depinde ce vrea să viziteze. Am văzut că se avea un semnal de ea. Da, aici ai, deja se termină. Da, imediat ajungem la... Vezi că s-a făcut timpul pe portocaliu. Asta înseamnă că urmează o porțiune de drum foarte aglomerată. Sau mai aglomerată. Asta e intrarea în localitate. Cea mai aglomerată, de obicei arată cu roșu. Mai puțin de un kilometru și arată
astăzi, fiind duminică, parcarea gratuită oriunde, dar să fie parcare a omului. Parcările publice, parcările sunt gratuite, adică în toată zona Costa Blanca, am înțeles. Adică duminică, în majoritatea localităților sau în toate localitățile din zona asta. Așa că o să încercăm să parcăm cât mai aproape de plajă sau de promenadă. Zona Alicante. Uite, port, club nautic, plajă, în dreapta, trebuie, dar noi nu mergem pe acolo. Da, acum tocmai am trecut de port. Sau putem intra, hai că intrăm pe aici. E portul în față, dar aici putem doar să vedem din mers, nu o să ne coborăm, să ne plimbăm acum că e foarte cald. E aproape de ce s-a e foarte cald. O să vă arătăm un pic așa de mașină. În față e portul. Pe mine mă interesează să putem, dacă putem merge să găsim pe o parcare. Și să mergem pe linia asta, pe linia mării, să putem vedem ce e de văzut. Așa mergem, da, decât să mergi pe stradă. Da, și mai bine să mergi cu mașina, să plimbi așa pe lângă. Da, dar cum, nu știu de ce se arată că e foarte aglomerat, că nu poate să fie foarte aglomerat. Pentru că cine e ca și noi, merge încet și atunci el vede că e coloană, dar lumea merge așa, nici să uite. A, să percepe ca fiind traficul încetinit. Da, el crede că noi mergem că stăm bară la bară, dar nu. Adevărat, dar se merge încet. Uite, pentru terase, că e zonă turistică, exact ce terase, ziceam. Terase, frumos, copaj de Minecraft. Da. Deci pe dreapta avem marea, pe stânga terase. Chestiile pătrate. Așa, un design. Și eu plăcut la ghiță ăsta. La tuns copacii. Cum zic copiii noștri, sunt tunși în stilul Minecraft. Și aici se termină în față. Deci aici, dacă sunt o parcare, putea să și parcăm, zic eu, că e fix la buza apei. Dacă avem norocul ăla de parcare. De acolo, încolo e plajă. Unde o să vedem și credeți că e potrivit, tati? Evident că e aglomerat. Da. E parcare gratuită, ți-am zis. Nu ne grăbim. Mai sunt mașini astea. Ne uităm, ne uită asta cum orientăm. Iese, nu cred că iese din parcare, că iese din... El iese din no parking, din garaj. Iese dintr-o parcare subterană. Tati, rezolvăm și cu înghețata asta, le știți. Da, da, da. Ia uite, aici pe dreapta deja începe plajă, dar eu am impresia că asta e o plajă cu... Algi. Aoleu, și ne scoate iară de pe da, 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 ne scoate. E o plajă cu pietre, tati. Și algi. Acum, știi ce, mami? Nu, nu cu pietre. Da, că e numai cu da, pietre albe. Așa, nicio problemă. Am văzut. Că... N-am apucat să filmez, dar se vedea așa porțiuni. Tu te-ai uitat la ce fel de plaje astea la care mergem? Nu. Sau nu? Doar. Și oare plaja aia faină pe care am văzut? Moraira. Și nu ai setat-o? Nu, dar vreau să mergem până Moraira. Mai departe. Stai că era dincolo de... Aoleu, pornirea. Nu, că nu e ca la noastră. A noastră poți să o las să n-apăs nicio pedală, da, că până nu apăs accelerația, da, nu merge în spate. Asta un pic am mai tricky. Am închiriat o mașină cu... Manuală. Cutie manuală, pentru că nu am găsit automată, deși noi de câțiva ani conducem una automată. Da. Aole, și un pic... No, bine, e mare și mi-a creat făcut. Mai... Ce? Dar nu, de fapt, cred că e ok. Un pic mai complicat, dar ne obișnuim. Ne mai smâcește, tati, câteodată. Ce? Ne mai smâcește. Tati, dacă tu te împărți atât, eu cred că... Bă, dar aici, de ce mă obligă în... No, stai frumos și nu mă amenința cu treburi din astea. Ți se face rău? A, era o glumă? Păi asta e frumos și admiră și tu peisajul în față. Ce dar tot spre port ne duce oare, nu-i interzis încolo? Da, interzis. Noi am venit înapoi. Hai să nu mai intrăm pe aici. Păi arată pe acolo, pe GPS arată tot în stânga. Mă, tati, eu așa am pus o plajă, aiurea, numai nu trebuie să mergem. Da, dar uitați-vă, e pietre. Asta v-am zis, că e pietre din alea, sunt pietre albe mari. Nu e nisip deloc aici. Bolovanainen? Nu mă bolovain, s-ar putea ca... Vezi că se recalculează că... A, să se recalculează, că faci că nu mai iau după el. Dar de ce nu ieși? Că acum putem merge înapoi. Să vizităm un pic, dacă tot am ajuns până aici. Bă... Dar de ce nu cauți o parcare? Copiii până au revizitat, să tui deja. Tati, am vizitat... Tot aici era și când am trecut. Da, da, n-am ce să fac. 4 zile la rând. Vai, sau 5. Uite, acum
Păi eu v-am zis, uitați-vă de o parcare, dar nu dacă poți. Dacă găsim o parcare, dar trebuie să găsim și o plajă din aia faină, ca să nu mergem la orice plajă, că într-adevăr astea cu pietre, cu bolovan, nu ne plac deloc plajele astea și nici copiilor. Da, dar măcar să-i plimbăm, să facem și poze și apoi mergem mai departe, dacă nu în altă stațiune. Nope. Nu stăm aici dacă nu-i plaja ce trebuie, știi? Tati, singura problemă e că e fix amiaza și nu e momentul cel mai potrivit pentru plimbare, e extrem de cald. În mașină aer condiționat, nu cred că ți-e cald. Păi da, tu ai zis să ne oprim, să ne plimbăm. A, pe briză aici ne un pic la apă, la aer. Mie mi se face rău foarte repede, la căldură. Asta e motivul pentru care suport interzis în dreapta ta. Da, foarte bine. Suport și aerul condiționat în mașină, deși mă doare capul și sunt răcită de când am venit și în continuu sunt răgușită și înfundată și așa mai departe, dar da. Nici fără aerul condiționat nu putem circula pentru că e extrem de cald și ne se face rău foarte repede și mie și copiilor, așa că tu stă parcarea în port. Suportăm situația. Ar trebui să găsim o parcare. Mamă, după ăștia aici... Aici se intră greu, că e full. Da, dar bine că tati când... Eu zic să întorci. Da, întorcem. Dar bine că tati când duce ok și nouă nu ne se face rău. Nu ca bine. Stai aici așa că... Da, nu e o idee bună să mergem în zonele portoare. E foarte aglomerat peste tot. Repet, deși ne-am ales o destinație mai micuță, un sat, un... Da. E foarte aglomerat pentru că e weekend, e duminică. Hai, mă, pe duminică trebuie să stăm noi, am venit, și când am venit, am ajuns în Alicante și în Benidorm, tot duminica, duminica trecută, și era extrem de aglomerat peste tot, am ajuns târziu noaptea, când am ajuns în Benidorm, nu știu dacă era ceva sărbătoare sau ce era, dar peste tot era full de oameni. În mai multe locuri am văzut... Efectiv, mulțimi mari de oameni, parcă era spectacol, concert, ceva, nu mi-am dat seama ce era exact, că eram cu microbuzul și era noapte. Ia, dar hai să ieșim pe aici? Da, hai să ieșim pe aici. Și să o ținem pe linia principală. Să mergem în calpe? Să mergem pe linia apei până unde găsim o plajă frumoasă. Asta e recomandarea mea. Interzis în stânga, e ok. Am crezut că ne-am plecat în stânga. Ține-o pe linia asta tot înainte. Stai un pic, stai că uite ce l-o tragem aici în ea, deoparte. Hai că facem oprire să căutăm ceva, da? Să căutăm o plajă drăguță și revenim. Am reluat deplasarea, însă am făcut o reconfigurare de traseu. Pentru că ne-a răzgândit un pic. Am văzut că aici în Altea sunt doar plaje cu pietriș, cu bolovani chiar. Cu toate că zona era frumoasă, dar căutăm o plajă superbă cu nisip, așa că am găsit în într-o localitate vecinată care se numește Moraira. Și conform GPS-ului avem încă 20 de kilometri până acolo. Asta e un sat mai pitoresc, așa. Citisem pe Google despre el că este a doua localitate căutată de turiști englezi după Benidorm. Din ce am văzut în poze, părea foarte frumos și plaja foarte frumoasă. Dar, așa cum spunea și Mario, cum ai zis Mario, că mult de în poze? Că în poze e foarte fain, dar cât mai fain? Multe în poze par mai faine decât în realitate, nu? Da. Și uneori am fost și dezamăgiți. Ce să spun, dacă... Făcute pe cap cu... Dacă n-am găsit parcare la plaja cu pietre, la asta cu nisip, care e top sigur găsim parcare. Îți făcutem Photoshop. Pe cap. O să vedem. Photoshopate, da. Într-adevăr. Arată superb. Chiar și plajele pe care noi deja le-am vizitat și știm că unele nu sunt chiar așa de grozave. În poze arată impecabil. Când merge top. Spre calte, că trecem, știi, după calte. Da.
Da, uite că poate vedeți și partea asta de calpe, uite, care e. Nu? Trecem? Da. Nu ajungem în calpe. Acum nu știu exact. Vedem pe unde ne duce drumul. Deci da. După calpe, dar nu știu exact. Am gândit că poate... Dacă ajungem acolo, te opri și la calpe să vedem partea asta. Partea a stațiunii pe care n-am văzut-o dinspre sud. Mai multă. Și plaja aia, nu știu, era o plajă pe care vrei tu să mergi. Aia Arenal, da? Arenal. Nu am venit la sară, nici oare, că m-am bichit să stai drumul de sară. Posibil, dar era întuneric și n-am văzut așa. Da. Deci asta e exact drumul și de aici aveți, putem asară să o luăm spre Alteia, prin Benidorm ajungeam mai, da, deci nu știu dacă mai repede. Da, deci întuneric nu vedeam acum nimic. Da. Astea sunt clădirile pe care le-am filmat și eu când am intrat în calpe, de acolo nu m-a venit din direcția cealaltă. Și aici sunt tot felul de plaje, știi, care vezi? Indicatoare, e duc la tot felul de plaje din astea mai mici, mai... Deci trebuie să fii hotărât ce vrei să vizitezi, știi? Plaje anume? Da. Sau orășele și din astea, știi, sătuce? Altea sate. Hills, ce că se numește, ai văzut? Mm-hmm. Ceva localitate. Da, mă. Ceva șezare acolo sus. Pe dealuri. Imediat o să vezi că este reclamă de acum, Altea Hills. Vă liniștiți un pic, băieți, că uitați, aici urmează porțiunea asta cu foarte multe curve. Asta e, vezi? Asta, da, 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 da. Așa aici începe și nu știu exact ce e, un sat, un... Sau e doar un resort? Da, nu știu exact. Tocmai am trecut de arăși pe lângă o mașină de poliție. Uite, nu mai avem atâtea curve și... Pare mai drept așa pe față. Pare mai drept, nu? Așa mi se pare și... Un pic m-a luat cu amețeală. Deci e tot o intrare în calpe și asta, uite. Dar măcar nu mai merge pe aceleași traseu pe care am fost deja ieri și am văzut, am filmat-o. Mai vedem și altceva. Mergi până jos înspre mare, după care iarăși o luăm în stânga ca să ne deplasăm spre Moraira. Dar ce liniște și pace. Mi-am amintesc că ne uitam noi pe YouTube pe tot felul de videoclipuri în diverse stațiuni din zona asta, din Spania, și tot așa vedeam că în weekend, liniște și pace, mai ales în anumite zone rezidențiale, erau filmări de tipul walking tour. Și ziceam că, uite, nici nu sunt oameni pe stradă, ce liniște, ce pustiu, știi? Cam așa e și aici. Aceeași senzație. Mai multe mașini, trafic decât pietoni. Și încă pare că ne învârtim tot prin calpe. Mă duc aici și eu. Da, încă suntem în calpe. Da, da. Am trecut pe strada asta care e paralelă cu hotelul alea. Da. Am fost și pe promenadă, am fost și pe strada paralelă, practic am văzut mare parte din. Cel puțin partea asta. Calpe. Partea stângă. Partea sudică a orașului Calpe, de fapt. Are doarme, Darius? Să zic, nu știu. Se relaxează. Se relaxează. Tot liniște și pace. Dar ne duce bine pe partea asta că e mai lejer și... Localitățile astea sunt așa micuțe, bochete, drăguțe. Mai multe case decât blocuri, de fapt nu sunt blocuri aici, sunt sate, practic, nu? Mhm. Nu știu dacă e sat sau oraș, cum te-am
contează, nu, nu după blocuri contează. Da, până la urmă, e locuitor. Așa pare, da. Sunt și sate cu blocuri și și orașe cu case. Corect, dar pare parașeze destul de mici. Sau sate. Și la Norairul ăsta unde mergem, scria că populația undeva la 90.000 de locuitori. Doar că în sezon se triplează datorită turiștilor. Peste cât timp ajungem? 10 minute. Nu pot merge mai tare, mă, tati, că-s curbe aici și limitare de viteză. Ce viluțe frumoase. Nu, am zis 90.000, mă scuzați, 9.000. Aia, altceva, că 90.000 mi se pare că e mult, adică... Da, da, da. Nu, 9.000? Da. Dar n-a fi cât Clujul. Aia mă gândeam eu, că deja se triplează la 90.000, zic, mamă... Deja era cât Clujul. Ce 9.000? 9.000 de locuitori băștinași în timpul anului, în satul ăsta unde mergem noi acum. Și în sezon, numărul locuitorilor se triplează, pentru că sunt foarte mulți turiști. În special turiști din zonele nordice, din Anglia. Deci apare a fi o pădure de ceva. Mm-hmm. Ce sunt ăștia? Pini. Pini, așa-i? Pădure de pini. Poftim? Mami, mai avem doar 6 km. Închideți ochii și vă odihniți puțin. O să treacă mai ușor. Ne apropiem de Moraira. Mai avem aproximativ 1 km. Și suntem tot mai aproape de țărm și de mare. Se poate vedea aici în, în dreapta. Nu, Darius, Moraira. Alicante, toată regiunea, toate orașele și satele pe care noi le-am vizitat de când suntem în Spania fac parte din regiunea Alicante, Costa Blanca. Ia uite, asta e și plaja specială. Eu te-am întrebat. Era? Da, e. Da. Ia uite, asta e plaja aia. Eu te-am întrebat, suntem în Alicante și tu ai zis nu. Așa că să ne orientăm. Hai să ne orientăm, dar după parcări, că am ajuns, practic. Și nu știu exact unde ne duce GPS-ul, dacă mă arată că sunt 500 de metri. Deci ați parcări? Da. Da, da, da. Parcări. Hai să parcăm atunci dacă ați parcări. Hai să vedem dacă găsim loc. Parking este. Uite, ăsta iese că nu are unde parca sau iese că pleacă acasă? Ne învârtim un pic și vedem. Mai sunt care pleacă, poate la prânz, cine știe. Iau mașina și se duc. Deja au... Tot-o găsă, tot ce am primul rând. Bine, super, am găsit și o parcare. Trezirea. Am ajuns. Este. Mergem să vedem un pic plaja aici. Să vedem de o pizzerie bună. Să stăm un pic la umbră, să mâncăm o pizza, să ne răcorim un pic. Și apoi mai... filmăm, ne mai plimbăm, mai vizităm. Apoi după aia că altfel, când Doamne mai trece ajut. Căldură, sigur, burta plină, altfel. Altfel vede lucrurile. Ciao, trece ciao. Un pic și durerea de cap. Nu, Mario? Da.